Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de vineri, în săptămâna a 27-a, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel citire. Pavel, Apostolul lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții, care este în Hristos Iisus, lui Timotei, iubitului fiu, har, milă, pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, nu te rușina de a mărturisi pe Domnul nostru nici de mine, cel pus în lanțuri pentru El, ci pătimește împreună cu mine pentru Evanghelie, după puterea de la Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după a sa hotărâre și după harul ce ne-a fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor, iar acum s-a dat pe față prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, Cel ce a nimicit moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Spre aceasta am fost pus eu, propovăduitor și apostol și învățător al neamurilor. Din această pricină și sufăr toate acestea, dar nu mă rușinez, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că puternic este să păzească comoara pe care mi-a încredințat-o până în ziua aceea. Ține dreptarul cuvintelor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos Iisus. Comoara cea bună ce ți s-a încredințat, păzește-o cu ajutorul Sfântului Duh, care sălășluiește întru noi. Tu știi că toți cei din Asia s-au lepădat de mine, între care Figel și Ermogen. Domnul să aibă milă de casa lui Onisifor, că de multe ori m-a însuflețit și de lanțurile mele nu s-a rușinat, ci, venind în Roma cu multă osărdie, m-a căutat și m-a găsit. Să-i dea Domnul ca, în ziua aceea, el să afle mila de la Domnul. Și cât de mult mi-a slujit el în Efes, tu știi prea bine. Sfânta și Dumnezeiască Evanghelie de vineri, în săptămâna a 27-a, după pogorârea Sfântului Duh. Citire din Evanghelia de la Luca. Zisa Domnul pilda aceasta. Un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia întărire de Domn și să se înapoieze. Și a chemat pe 10 slujitori ai săi, le-a dat 10 talanți și a zis către ei, neguțătoriți cu ei până voi veni. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis o lie în urma lui spunând, nu voim ca acesta să domnească peste noi. Când s-a înapoiat el cu întărirea de Domn, a poruncit să cheme pe slujitorii cărora le dăduse banii, ca să afle ce neguțătorie au făcut ei. Și a venit cel dintâi zicând, stăpâne, talentul tău a câștigat 10 talanți. Atunci a zis stăpânul, bine slujitor bun, pentru că în puțin ai fost credincios, să ai putere peste 10 orașe. A venit apoi al doilea zicând, stăpâne, talentul tău a adus 5 talanți. A zis și acestuia, să fii și tu stăpânitor peste 5 orașe. A venit și al treilea, zicând, stăpâne, iată talentul tău pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar, căci m-am temut de tine, pentru că ești om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, din cuvintele tale te voi judeca, slujitor viclean, ai știut că eu sunt om aspru, care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat. Atunci
De ce n-ai dat banii mei schimbătorilor și venind eu, i-aș fi cerut cu dobândă? Apoi a poruncit celor ce stăteau de față, luați de la el talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Dar ei au zis, stăpâne, acela are 10 talanți. Vă spun că celui care are, îi se va da, iar de la cel ce nu are, se va lua chiar și ce are. Iar pe acei vrăjmași ai mei care n-au voie să domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați-i în fața mea. După ce a vorbit acestea, a mers înainte în sus, spre Ierusalim. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, ca să înmulțim și noi talanții binecuvântărilor pe care le-ai revărsat în viața noastră și în felul acesta să rodim pentru Tine și pentru împărăția Ta cea sfântă. Amin. Sfinții zilei de 8 decembrie, Sfântul Cuvios Patapie, înainte prăznuirea Sfintei Ana, Sfântul Apostol Cezar, Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului, Sfântul Apostol Onisifor, Sfântul Apostol Tihic, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.